credință. Dumnezeu a fost destul de răbdător cu voi, cei ce nu ați auzit cuvântului. În curând veți auzi scrâșnetul dinților, tremurul trupului și nu veți avea milă de la nimeni, căci voi ați fost de partea lui Satan cât ați trăit. Deasupra pământului României există o regiune din spațiu care emită radiație electromagnetică intensă, atât în spectrul care se vede, cât și în spațiul ce nu se vede cu ochiul pământean, formând un nor fotonic de electroni de mare densitate, care fac să nu mai poată pătrunde în spațiul respectiv lumina ce dă sănătate corpurilor pământene. Astfel, moleculele corpurilor pământene vor fi excitate și acest fenomen va aduce ceartă, boală, cribă. După 2012 și până în 2046 va fi perioadă când corpul uman va încerca să se aclimatizeze acestor radiații cosmice, putând trece astfel în epoca de lumină, epoca de aur. Nimic nu este întâmplător în univers și totul face parte dintr-un plan divin. A crescut activitatea vulcanică pe Terra și mulți vulcani stinși se vor reactiva în curând, chiar și în țara noastră. De asemenea, câmpul magnetic al Soarelui a crescut mult în ultima sute de ani cu 230% în țara noastră, corupția stăpânește totul. România a ajuns o țară în ruină. Se urmărește ca România să fie anihilată ca țară. Aici satanismul face ravagii urmând să invadezi întreaga planetă. Poporul român este singurul popor care a rezistat tuturor influențelor din afară de-a lungul viacurilor. Este poporul care și-a înfăptuit unitatea de independență, a rezistat comunismului, bolșevismului și atacurilor masonice. Poporul român se trage din daci, un popor puternic, luptător, care a făcut față împreună cu conducătorii săi vitei și puternici, popoarelor năvălitoare. Poporul dac a fost un popor demn care nu și-a divulgat secretele și bogățiile țării, motiv pentru care regele său Decebal s-a sinucis. Din această cauză, spiritele malefice au lucrat în continuare și poporul român a fost în permanență în pericol, năvălind asupra lui barbarii. România, din timpuri străvechi, a fost o țară binecuvântată de Dumnezeu. A fost, este și va fi o zonă benefică. Fapt ce l-a determinat pe Satan să nu stea liniștit și să cucerească această zonă pentru el. Satan este cel care a unirutit și a făcut ca țara noastră din cele mai vechi timpuri să fie pradă năvălirii diverselor popoare ce doreau un teritoriu cu bogățiile acestei țări. Au fost oameni aleși de divinitate, viteji, drepți și patrioți care au condus poporul român de la Mircea cel Bătrân și până la năvălirea rușilor. Astfel, Satan și-a dorit ca țara noastră, România, să nu mai existe ca popor și dimensiune pe harta Europei. Însă, Divinitatea cu fiul său au ajutat poporul român. În cartea intitulată Pașii lui Isus, Îngerul mi-a arătat că dintre toate țările care au fost vizitate de Isus împreună cu Iudita, împărăteața esenienilor, în România a stat cel mai mult timp, 777 de zile. La noi în România vor fi semne tot mai mari, întrucât lupta a început și va încheia destinul actual al terei prefigurându-i se un alt destin, mai nobil, acela de planete sacre. Astăzi sunt mulți care vor să oprească această binecuvântare a României și, prin diverse metode, doresc să o mute în altă țară sau chiar în țara lor. România va fi invadată de străini care cunosc acest fapt de la inițiații din țara lor. Dorința Tatălui Ceresc de împlinire în România a credinței creștine nu va putea fi oprită de către cei ce au fost criați de Tatăl Ceresc. Treziți-vă, români, că atunci când veți spune că aveți totul, va fi ziua când plecați și nu veți lua nimic cu voi afară de corpul de lumină care l-ați făcut mai strălucitor sau mai întunecat în timpul întrupării acesteia. Dragi români, să știți că adevărul este întotdeauna de la Dumnezeu. Și tot ce vine de la Dumnezeu este iubire, înțelepciune, binecuvântare. Marele adevăr al Apocalipsei, se va lumina prin pașii celor ce sunt vii și vor să se înalțe. Români, fiți înțelepți și înțelegeți că Dumnezeu are un plan cu noi. Planul lui Dumnezeu este transmis prin îngeri tuturor popoarelor de pe glob. Haosul, non-valorile și toată exploatarea lor trebuie să dispară. Români, reveniți cât mai repede la libertate, onoare, armonie, întrucât poporul ales de Dumnezeu, poporul român, trebuie să reprezinte centrul de credință și pe glob să fie un exemplu demn de urmat pentru toate celelalte popoare. Nu mai admiteți să fiți umbre ale altora, ci să fiți adevărați români. Români. Locul vostru este în țara voastră, România, unde să fiți stăpâni, întrucât este țara aleasă de Dumnezeu. Nu mai admiteți să fiți victime și servitori în țări străine pentru bani. Nu mai fiți victimele celor ce conduc țara și au adus-o la sapă de lemn. Mergeți înainte și nu uitați că nimeni nu vă va putea face nimic. Dumnezeu și entitățile divine vă vor apăra, întrucât în planul divin este prevăzut să fiți liberi în țara voastră, să fiți mândri de voi și de țara voastră România. În curând va apărea credința creștină care va îndeplini rolul de lider politic nesubordonat nimănui după planeta Pământ ci numai divinității. De aceea, Dumnezeu a hotărât să facă ordini și curățenie în România, din toate punctele de vedere. Și tot prin porunca lui Dumnezeu se va instaura adevărul la el acasă, adică în România. Și toți locuitorii României vor avea numai virtuți ca moralitate, responsabilitate și integritate români, nu mai bat jocoriți mesagerii divinității, căci ei nu fac nimic altceva decât spun ce li se spune. Ca voi, pământenii, să aflați adevărul prin puținii mesageri ai divinității. Înțelegeți că în fața planului divin nu veți putea sta, nu veți putea fi obstacole și totul va fi așa cum a hotărât Dumnezeu. În războiul creștin Cernerea, actul de justiție divină va avea loc cu toți pământenii, indiferent de opțiunea lor. Justiția divină va elimina haosul și va instaura armonia în România. Eu, pământeana Georgeta Florea, care am trecut transele divine, am misiunea de a aduce cuvântul lui Dumnezeu în aceste timpuri, printre semeni.